Vasile suferă de ciroză hepatică și de multe alte boli, are o pensie de boală de doar 1000 de lei, iar tratamentul lună de lună îl costă undeva între 600 și 1000 de lei. De multe ori îmi mărturisea că nu-și cumpără tratamentul pentru a putea cumpăra mâncare pentru copii, pentru care are 3 copii. Dragilor, chiar în momentul de față el arată destul de rău, pentru că are un edem foarte mare la burtă și ar trebui să meargă la spital, însă nu-și poate permite lucrul acesta. Are poveste dramatică în spate, a fost alungat de pe proprietatea lui, din casa lui, de niște ciobani dintr-o altă localitate și din mila unor oameni locuiește aici împreună cu familia, în localitatea Beiu, în județul Telorman. Din păcate, în această conjunctură în care a fost, nu s-a implicat nici primăria și nici poliția. Vă rog din toată inima să-l ajutăm printr-o donație pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro. Familia David veți găsi acolo campanie de strângere de fonduri, iar asociația noastră ajută această familie de mai multe luni de zile, din decembrie 2022, cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare. Vă mulțumim că veți fi alături de domnul Vasile David, că îl veți ajuta printr-o donație să poată urma tratamentul și să poată avea alimentele lună de lună. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!